Bună ziua, prieteni! Suntem într-o nouă ediție la Pas prin Țară, iar astăzi am ajuns la Maramureș, una din cele mai frumoase zone din România pentru natura, pentru locurile ei. Și nu puteam să omitem Mocănița. Astăzi mergem cu unicul tren cu aburi din România. Până a ajunge o atracție turistică, Mocănița transporta lemne din pădurea Parcului Național Munții Maramureșului. A fost pornită în anul 1932, atunci când a fost construită calea ferată forestieră. Sunt cam 400 de kilometri din Chișinău până aici în Vișeu de Sus, de unde luăm Mocănița. Am luat așa un bilet care costă 85 de roni, pentru pensionari 75, iar pentru elevi costă 56 de roni. Toată durata călătoriei va fi de 5 ore, sunt 21 de kilometri dus și 21 de kilometri întors. Este un traseu pe lângă râul Vaser, aici pe Valea Vaser. Abia aștept să văd ce urmează. Ecartamentul îngust permitea căii ferate să urmeze traseul șerpuitor al râului. La urcare, locomotiva împingea vagoanele goale, iar la coborâre, greutatea lemnului, ajutată de gravitație, permitea trenului să coboare până în Vișeu de Sus. Durata medie de exploatare a unei locomotive este de 40 de ani și poate atinge o viteză maximă de 30 de km pe oră. Majoritatea locomotivelor au fost asamblate la uzina din Reșița, iar cea mai renumită dintre ele este Măriuța. După 2 ore de mers am ajuns la ultima stație, stația Paltin, aici în inima pădurii, lângă râul Vaser. Este natura foarte frumoasă, pe drum am văzut diferite stânci care te uimesc. E de-a dreptul uimitor, Mocănița merită vizitată. Dragul meu, unde-am intrat, cu cine v-am adunat, și-a părmedorile. Ei, hai, șară, hai! Ce te rog, te strădat, că lumea s-a adunat, și-a părmedorile. Să lăsă neva, să rumă! Mine-ați venit pe Valea Vaserului. Am reușit să prind doi dintre acești tineri care ne-au întâmpinat aici la Mocănița. Salut, de unde veniți și ce ansamblu reprezentați? Venim din Vișeu de Sus și reprezentăm ansamblul folcloric Vișeul. Ce înseamnă pentru voi Mocănița și zona asta din Maramureș, în general? E o zonă diferită, pot să spun. Îmi place peisajul de aici, aerul de aici. Îmi place că nu sunt mașini, sunt doar trenuri. Îmi plac animale foarte mult, îmi plac fluturii. În schimb, în oraș la noi nu prea sunt fluturi cum sunt aici. Diferite insecte. Despre portul vostru popular, ce semnifică și cât de des îl îmbrăcați? Îl îmbrăcăm și la nunți, la diferite evenimente. De obicei, când mergem cu ansamblu, îl îmbrăcăm cel mai mult. În zilele noastre se merge și la biserică așa, adică foarte multe persoane merg îmbrăcate așa, chiar și eu cu bunica mea. Reprezintă faptul că aici, la Vișeu de Sus, aici în Maramureș, încă păstrăm tradiția. Prin ce este specific dansul din Maramureș față de alte zone din România? Păi, noi avem la zona noastră, avem învârtita, da, bărbătescul, șahora și mai așa, la nunți, în special, se fac tradiții, cum ar fi îmbălțitul miresei, ar fi multe altele, care sunt, nu sunt în alte zone. Da, și la nunți se poate merge și cu caii, sunt călăreți, sau cu
trăsura sau cu ștraful. Noi spunem ștraf. În schimb, în alte părți, nu știu dacă se găsesc genul acesta de automobil, să zic așa. De ce ar trebui să vizităm Maramureș și Mocănița? Sunt foarte multe zone turistice, foarte frumoase, care în alte zone nu le poți găsi așa frumos ca la noi. Și peisajele și cam tot. Ce putem mânca, ce putem gusta? Sarmale, sarmale, mici, coleșe. Ce mai avem? Pături. Pături. Ce e asta, pături? Este coleșe cu brânză amestecată. E foarte bună. Eu vă recomand să încercați. În acest mic muzeu se reflectă istoria Mocăniței, trenul cu aburi. Aici vedem partea forestieră, faptul că mai întâi aici se extragea doar lemnul, apoi în 2005 a fost deschis pentru turiști și de atunci a început să crească foarte mult popularitatea acestui tip de agrement. Există două tipuri de vagoane, cele care sunt deschise și se vede panorama și cele care sunt de tip închis, cu sticlă. Iar interior fiecare este dotată cu câte o burjuică, iar pe timp de iarnă acestea se încălzesc și tot drumul, chiar însă și călătorii pot să pună lemne pentru a se încălzi. Mă primiți și pe mine? O, hai, așa. Gata, sunt maramureșan din Talpă. Pot dansa, am învățat ce e asta învârtită. Așa, mulțumesc. Bună ziua, ce recomandați unui turist flămând? Mămăligă țărănească. Dar care sunt bucatele tradiționale pentru Maramureș? Păi, mămăliga țărănească e tradițională, e chiar reprezentativă. Are și carne? Are carneață, are jumări, are smântână, are de toate. Bine, atunci o mămăligă țărănească. Și ce ne propuneți la gustări? O horincă. De ce? De prune. De prune? Da. Și aveți ceva mai dulce? Tot de prune. Rafinată, da. Ok. Depinde ce preferă. Le gustăm pe amândouă. Le gustăm pe amândouă. Una o gustă operatorul nostru, da? Ok. Cum arată un om împlinit care așteaptă să mănânce. Și vreți să mâncați cu mine? Poftă bună nouă! După ce am mâncat, se cere puțin să ne răcorim și lumea chiar aici pe râu se descalță fără nicio rușine. De ce nu? Să ne simțim una cu natura. Apa trebuie să fie, apa trebuie să fie rece. Fiindcă e spectaculoasă, Mocănița din Valea Vaserului este un punct de atracție pentru mii de turiști. Visul meu e de mult ca să vin în Maramureș, deoarece Maramureșul ăsta e legat de istoria Moldovei noastre. Bogdan, care a descălicat pe urmă în Moldova, mă rog, a format statul moldovenesc feudal, de care acum noi suntem o parte a Moldovei. Mocănița ne-a impresionat foarte mult, fiindcă
din 2004 n-am mai mers cu trenul. Și ne-am adus aminte că la noi calea ferată merge la 100 de metri și trenul pe permanent mergeau două în dreapta, în direcție opuse. Era foarte interesant și ne-am adus aminte de copilărie, m-am folosit de tren iar o dată. Foarte mult m-a impresionat natura, cultura Maramureșului. Sunt din Muntenia, mai bine zis din Buzău, și de foarte mult timp îmi doream să ajung în această zonă, să văd Mocănița în special și, de ce nu, obiceiurile și tradițiile de aici. Și am fost fascinată de frumusețea locului, de simplitatea traseului, dar în același timp de cât de liniștitor poate să fie și cât de frumos și cât de și câtă energie poate să-ți dea această plimbare. Ultimul tren cu aburi ne-a lăsat amintiri de neuitat, dar ne-am continuat apoi drumul spre Mănăstirea Bârsana și Cimitirul Vesel. Pentru că tot pe traseul de la Vișeul de Sus, Mocănița, există și Mănăstirea Bârsana, numai decât am zis să trecem pe aici. Haideți să cunoaștem acest loc sfânt. Odată ce ajungi în curtea mănăstirii, te cuprinde o liniște sufletească inegalabilă, pentru că natura, aerul de aici, dar și aceste edificii sunt foarte speciale. Este o mănăstire care merită vizitată de aici, din zona Maramureșului. Mănăstirea Bârsana și-are începuturile de acum 300 de ani, iar aici pe loc găsim mai multe edificii, precum un muzeu, una gheazmatară în aer liber, dar și catedrala principală, care are o înălțime de 57 de metri și este a doua cea mai înaltă biserică de lemn din România. De unde veniți și ce v-a impresionat cel mai mult odată ce ați intrat aici? Din Moldova, din Republica Moldova, ce m-a impresionat, am simțit liniștea sufletească. Am simțit căldura și credința. Am simțit că sunt și mai aproape de Dumnezeu. A fost extraordinar. Din județul Giurgiu, comuna Putineiu. Ce ați auzit despre Mănăstirea Bârsana și care sunt impresiile despre aceasta? N-am știut despre ea. Am văzut când ne-a informat de la catedral. Foarte frumos, un colț de rai. Când ajungi la cimitirul din Săpânța, Maramureș, nu-ți e frică de spiritele răposaților, nici de cruci. Acolo e vesel, mai ales când începi să citești ce e scris pe ele. Cimitirul a fost creat acum 70 de ani la inițiativa sculptorului Staniu Ampătraș, care a decis să dea o altă culoare cimitirului din sat. Toate crucile sunt însoțite de un mesaj ironic, epitafe, fiind imaginea aici pe cruce, dar și o scurtă descriere despre viața celui care a decedat. Albastru de Săpânța este o culoare semnificativă a acestei zoni. Vedem fiecare cruce care este pictată în albastru, fiecare lucrare este făcută manual, se prelucrează câteva săptămâni, iar prețul acesteia ajunge acum la 2000-3000 de roni.
Sculptorul Stan Ioan Pătraș a pornit de la ideea getodacilor ca fiecare defunct să fie petrecut în drumul celor drepți cu veselie. Astfel, cimitirul Vesel are această menire. Una din cele mai renumite cruci de aici, din cimitirul Vesel, este crucea soacrei, care zice așa: sub această cruce grea zace biată soacră mea, 3 zile de mai trăiază ce-am eu și ce te-a ea. Voi care treceți pe aici, încercați să n-o treziți, că acasă dacă vine, iară-i cu gura pe mine, dar așa eu mă purta, că înapoi n-a înturna. Cei care citiți aici, ca mine să nu pățiți, soacră bună vă găsiți, cu ea bine să trăiți. Chiar în apropierea cimitirului există și un iarmaroc, un târg cu produse tradiționale. Uitați, vedem palincă, vedem aici suvenire, vedem iei tradiționale, dar și așa un chipil, o pălărie care este purtată de maramureșeni. Ia uitați cât e de decolorată. Îmi stă bine? Îmi stă bine, ia uitați. Numai bun de însurat aici la Maramureș. Și uitați câte lucrări, cât de frumoase, brodate tradițional, iei, cămăși, bluze stilizate și pentru femei și pentru bărbați. Maramureșenii se deosebesc prin stilul lor aportului tradițional, pentru că majoritatea, dacă vedeți, sunt mult mai arătoase, culori vii. Tot la Săpânța se află cea mai înaltă mănăstire din lemn din Europa, care poartă hramul Sfântului Arhanghel Mihail. Într-adevăr, este un loc unic. La Săpânța este recunoscut în întreaga lume, atât prin frumusețea locului, dar și prin unicitatea mănăstirii, care este cea mai înaltă biserică de lemn, cu cei 75 de metri a ei. E o zonă turistică, Săpânța Peri, în partea aialaltă, în Ucraina. Deci a fost o mănăstire bătrânească și aici s-a construit. S-a construit pe vremea lui Ceaușescu. Suntem mândri de această mănăstire. Vin în fiecare duminică. O zonă foarte frumoasă. Iar noi ne continuăm drumul spre Borșa, la renumita Cascada a Cailor. Am urcat cu telescaunul, iar din vârful pârtiei cobor pe o potecă aproximativ o jumătate de oră, așa cum am făcut și noi. De la telescaun până la cascadă avem de parcurs un traseu foarte frumos prin pădure și, mergând, deja auzim cum se aude cascada. Mergem să cucerim cea mai înaltă cascadă din România, Cascada Cailor. E o adevărată bucurie să ajungi aici la destinație. Suntem în munții Rodni, la o altitudine de 1500 de metri înălțime. Și când vezi această cascadă, ești impresionat de-a dreptul. Muzica.
cascada cailor, am ajuns după acel traseu prin munți și uitați că descoperim cea mai înaltă cascadă din toată România. Suntem aici în Borșa, emoțiile încarcă pentru că sunetul apei, pentru că aerul este foarte curat aici și e important ca să te pornești și cu inima deschisă, pentru că trebuie să vii, să stai, să meditezi și doar să privești această minunăție a naturii. Cascada are o înălțime de 90 de metri, dar uitați că acum vara debitul apei nu este atât de mare. Dacă o să veniți aici în luna martie, aprilie, atunci fluxul apei este mai mare și o puteți admira. De ce este cascada cailor? Pentru că, potrivit legendei, în aceste locuri pășteau caii, iar într-una din zile acea hergelie de cai s-a întâlnit cu urșii. Astfel ei trebuiau să se salveze și au sărit în prăpastie și legenda spune că le-au crescut aripi acelor cai, de atunci cascada poartă numele de cascada cailor. Trebuie degustat această apă, pentru că este atât de curată. Împătălesc setea pentru că după traseul prin munți se simt și picioarele și capul și mâinile și, da, și totul. Veniți la cascada cailor! Mare ne-a fost norocul să întâlnim și un păstor prin aceste ținuturi. Eu, Gheorghe, mă numesc și sunt cioban aici de câțiva ani, vreo 15 ani. Și cum se numea ai zona asta, cum să fie? Frumoasă, mai și când îi ploaie, mai și urâtă, asta e viața noastră de cioban. Trebuie să trecem și până bune și până rele. E o mândrie să fii cioban în Maramureș. Normal. Pentru unii, pentru alții doar să privească și nici atât poate nu le place. Pentru mine, da. La ce oră vă treziți dimineața? Dimineața cam la 4, 4 jumate, cel târziu când e 5 fără un sfert să ne apucăm la mulți, că sunt 45 de vaci cu lapte și avem oile 300 cu lapte, care e la munți și suntem numai 3 oameni și până le părândăm la mână, durează un pic. Aveți și ajutor, vedem acești câini. Cu ăștia te ajuți mai bine ca și un om, că ăștia nu comentează că nu mai vreau sau nu mai pot, ei se duc și își fac treaba. Au numele lor? Da, cum îi cheamă? Da. Ea e Pușa, ea e Virga și aia e la altă Crina. Asta are 8 ani în vârstă, că pentru noi nu e numai că ziua le păzești, le-ai munți și te-ai pus și cluca. Noaptea mai vin animale sălbatice care te deranjează, urzi, lup, care poate este o noapte că dormi o oră, două. Și eu mă mulțumesc așa, că altul merge în Occident sau altul merge, mă rog, în fabrică și el muncește ca și mine. Spune că eu nu am atâtea stresuri. Am și eu și e cel ce muncește în altă parte, tot așa stresuri. Doar aici, că e zonă turistică, e, cum să zic, mai umblată de lume. Dar unde am fost în locuri, am fost doar noi și Dumnezeu. Atât. Nu avem mai mult. Un picior de plai, pe gură de rai, iată vin în cale, se cobor la vale, trei turme de mei cu trei ciobănei, unui moldovean, altui vrâncean și al treilea este maramureșan. Am călătorit și ne-am încărcat bagajul cu emoții și impresii, mergând cu mocănița ultimul tren cu aburi, vizitând mănăstirea Bârsana, trecând și prin satul Săpânța Peri, dar am cucerit și cea mai înaltă cascadă din România. Până data viitoare, când pornim iarăși la pas prin țară, să descoperim alte și alte destinații de poveste.